Ok, informația vine. Întrebarea era, păi și dacă nu pot să scap de, da? Divine feminina, de divine masculin, care tot războiul magic s-a terminat și ăla tot zdrângă-ne, îi dă în cap cu una, cu alta, domnule, și asta nu poate nicicum, da? Atunci, personalizezi lumea să nu se supere bărbații, dar fiecare în lumea lui își face ce vrea, de cap cum vrea, în lumea ta personalizată. Bărbatul nu, nimeni dostup, nu are acces la magie. Să fie vrăjitor, să fie mag, să fie... Bărbatul nu are așa ceva, numai femeile, punct. Și atunci toți banii lui, a bărbatului, a divine masculinului, se duc în... Da, fă-mi, da, arată-mi, da, nu știu cum, da? Și femeile au, în lumea ta personalizată, au cercul ăsta de încredere. N-au voie să ia bani de la bărbați, pentru că bărbații nu știu să măgească și pentru că sunt mai multe. Și nu ajută așa bărbații, îi ajută altfel. Fiecare vrăjitoare măguță e deșteaptă în felul ei, știe cum să-l ajute. Nu să facă căcături la jumătatea lui. Punct. Acolo e. A trimis un energetic. A vrut să dea o palmă așa, să-mi dea o palmă și n-a nimerit-o. Și s-a răsturnat cu tot cu palma aia. Ok. Acolo ești tu, știu ce se transmite. Magic? Peste magic ce punem? Un pic așa de bănuți, ca să nu zică că n-are bani și turneam, vin, mult vin, da? Îmbătăm situația, o necăm. Ok. Peste oia, flori de boz, ok. Lovers în cuțit și în dragon răsturnat. Ok, răsturnat, gata. Acolo ești, asta faci, asta poți, pentru că poți. În lumea ta, magie face doar divine feminina și bărbatul nu poate să se ascundă sub energiile feminine, dându-se drept divine feminină. Nu poate, pentru că tu faci legile tale. Schimbi, da? Punct. Pentru că. Ăsta e bumerangul. Punct. Și nu se mai zbate nimeni, nu mai face nimeni și nu mai poate. Și chiar dacă faci, nu... Cum ai luat, poți să dai pe urmă. Dacă omul își revine la normal și cât de cât citav la minte, îi dai voie să măgească. Trece pe transformare. A, și acum schimb toată magia pentru că poți. În lumea ta se personalizează magia doar pentru binele omului, doar pentru dezvoltare, doar pentru frumusețe. Pentru distrugere e doar cât să mute un copac dintr-o parte în alta, asta ar însemna distrugere, da? Sau să dărâme un zid pentru că trebuie să deschidă, să facă un drum acolo. Asta ar însemna distrugere. Și în direcția asta, să distrugă omul, nu are voie nimeni. Chiar de că. Pentru că acolo e urcat în vibrație, e curățat până aici tot și mergi mai departe, spațiu. Pentru că poți. Și tu ești divine feminină și închizi magia la divine masculin. Divine masculin poate să facă ce vor cu divine femininele, dacă nu înțelege omul și nu înțelege. Dar în lumea fiecăruia, în lumea ta, asta se întâmplă, punct. Și a doua zi nu se întâmplă și vine cineva din divine masculin și spune, vezi că nu s-a întâmplat, cum ai zis tu. Ei, nu, ai răbdare un pic. Uite, așa se întâmplă. Pentru că ai curățat drumul și se întâmplă și se face cum trebuie. Nu mai trage iarba jos. Ok. Hai cu mama, hai. Justice, roata norocului, masca peste masca în și am, asta a răsturnat, vin, floare de boss, distres, da, peste ea, imperatore și peste imperatore, justice a lor răsturnată. Ce credeau ei că fac justiție, da? Cine ce credea că face justiție? Întâi ai fost tu,
în justiție și non-justiție, ai înțeles, ai văzut cum e și acum poți să faci, să schimbi și să dregi cum știi tu mai bine. Ai răsturnat steaua. Visul. Ce ai agățat în pom? Gata. Acum de-abia ai agățat, pentru că știi ce. Am înțeles și nu te mai poate băga în jertfă mod. Și e în turn. Și pe oia. O bagi într-un butoi cu șampanie. Că și-a dorit șampanie. 3 butoaie de șampanie. Să curgă șampanie. Nu, într-o cadă. Știi cum era să-și facă baia în cadă de șampanie? Da, și-a dorit șampanie, șampanie. Încuțite. Și nu se mai scrie. Wow, s-a înțeles. Forța fie cu tine. Up.